Am vorbit cu tine despre ceea ce este adunarea și ceea ce dă unitatea adunării și am citit din Efeseni, capitolul 4, un text pe care vreau să îl citesc și astăzi și de data asta aș vrea să citim de la versetul 1 până la versetul 16. Efeseni, capitolul 4. Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate lucrurile, cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Astea sunt îndemnurile pe care Apostolul Pavel le dă unei adunări dragi lui, adunarea din Efes. Și prin ea, pentru că este o scrisoare circulară, tuturor adunărilor care urmau să citească această scrisoare. Ceea ce spune aici este valabil pentru toate adunările. Și apostolul identifică aici un ideal, dar nu genul de ideal care să nu poată să fie realizabil, ci acel gen de ideal pe care trebuie să-l avem înainte fiecare persoană mântuită și fiecare membru în adunare, fiecare adunare în ansamblu ei, ca să poată să funcționeze și să se achite de responsabilitățile pe care Domnul le-a trasat adunării. Data trecută am încercat să vedem ceea ce dă unitate adunării și am vorbit despre legătura păcii, despre unirea Duhului, care poate să fie realizată în măsura în care înțelegem că relațiile dintre noi trebuie să fie bazate pe smerenie, pe blândețe, pe îndelungă răbdare, pe îngăduință care are la bază dragostea reciprocă și pe dorința unanimă, adică dorința fiecărui membru să urmărească în mod activ pacea. Asta înseamnă verificarea fiecăruia la nivel individual, adică eu trebuie să mă cercetez în așa fel încât să mă asigur că pacea lui Hristos, la care am fost chemat, să stăpânească sau să arbitreze în inima mea. Asta, dacă pacea arbitrează, înseamnă că gândurile mele, vorbele mele, acțiunile mele, atitudinile mele, gesturile, privirea, orice vreți, da? Ce le fac față de ceilalți, trebuie să fie trecute prin filtrul ăsta și să mă întreb, cuvintele mele vor ajuta la menținerea păcii sau vor risca tensiuni
între frați. Gestul meu va spori pacea dintre noi și legătura Duhului sau va dizolva, va strica această unitate? Asta trebuie să facă fiecare. Da? Asta implică o doză de maturitate, o maturitate despre care vorbește Apostolul Pavel aici în pasajul acesta. Vrem să studiem, să începem să studiem mărturisirea de credință a adunării, așa cu toții, ca să fim familiarizați cu ea și să o terminăm. Nu că o mărturisire ar fi o înlocuire a Scripturii, ci tocmai o reprezentare, da, a învățăturilor principale ale ei, în așa fel încât și cei din afară și membrii să le cunoască cât mai bine. Și în studiul acesta, pentru că noi ca adunare am început studiul mărturisirii cu mult timp în urmă, dar vrem să-l reluăm ca să o definitivăm, eu aș începe cu sfârșitul studiul și anume cu responsabilitățile principale ale membrilor adunării. Este foarte important ca la nivel individual să știm ce înseamnă membralitatea în adunare. Apostolul Pavel despre asta vorbește aici în Efeseni 4. Da. Și ca să vă aduc aminte ce spunem acolo în articolul acela de credință, spunem că noi afirmăm că Scriptura învață și noi credem că a fi membru într-o adunare a lui Hristos înseamnă a fi un membru activ într-un trup și nu doar un consumator pasiv. Înseamnă supunere față de ceilalți membri în tot ce privește viața adunării și umblare în așa fel încât Hristos este glorificat prin buna mărturie a adunării. Și o să vreau să mă opresc puțin asupra afirmațiilor ăstora pentru că toate se regăsesc aici în textul pe care l-am citit. În primul rând, vorbim despre datoria fiecăruia de a fi un membru activ și membru activ l-am pus în contrast cu consumator pasiv. De ce? Pentru că trăim într-un timp în care ideea asta de consumerism este mai acută decât oricând. Da? Oamenii se mulțumesc să consume religie. La fel cum consumă tehnologie, la fel cum consumă alimente, la fel cum consumă mass media, cum consumă orice altceva, consumă religie. Există o nevoie a omului de a își face partea lui, în ghilimele, în legătură cu Dumnezeu, cu dumnezeirea și se mulțumește să fie un astfel de consumator. Da? Asta prin ce se traduce? Păi, pur și simplu, cei mai mulți înțeleg că atâta timp cât își iau doza de predică sau doza de Biblie, zilnică sau săptămânală sau mai rar, depinde, din an în Paști, este suficient că s-au achitat de datoria pe care o au față de Dumnezeu. Așa ceva este complet străin noțiunii Scripturii de adunare și responsabilităților pe care Dumnezeu le trasează fiecărui credincios. În primul rând, adunarea este comparată cu un trup. Și asta nu doar aici, în Efeseni capitolul 4, unde spune este un singur trup, și acolo se referă un singur fel de trup. Cel mai bine este descris trupul în Corinteni, 1 Corinteni capitolul 12, în care Pavel încearcă să învețe pe acei membri din Corint care erau divizați, care erau firești, care făceau grupuri și grupulețe în adunare bazate pe diferite interese și afinități. Pavel încearcă să-i învețe importanța trupului. Și până nu reușim să înțelegem că adunarea are ea însă și o personalitate. La fel cum noi, la nivel individual, avem o personalitate, adunarea are o personalitate corporativă, care ne dă o identitate ca membri. Da? Cine sunt? Am discutat mult despre identitatea noastră. Suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem parte din familia lui, suntem parte din împărăția lui. Dar membru în adunare spune, sunt parte din adunarea lui. Da?
îi dă o identitate. Da? Credința adunării îi dă o identitate. Practica adunării dă o identitate. Dar însăși apartenența la adunare ne dă o identitate. Da? Și până nu reușim să ne asumăm identitatea asta, nu o să reușim niciodată să îndeplinim cerințele pe care Pavel le trasează aici în Efeseni 4. Nu o să reușim să avem relațiile potrivite între noi, nu o să reușim să avem mărturia corectă înaintea lumii, în niciun caz nu o să ajungem să ne supunem unii altora în frica de Domnul și fiecare până la urmă o să fim tot cu personalitatea noastră individuală și doar o credință comună sau o doctrină comună este cea care ne va ține împreună. În momentul în care apar frecușuri sau neînțelegeri, ce o să se întâmple? Fiecare își vede de treaba lui. Da? Dacă n-am înțeles ce înseamnă apartenența la trup și rolul nostru fundamental și responsabilitatea noastră fundamentală de a face parte din trupul lui care este adunarea. Apostolul în 1 Corinteni 12 îi învață pe corintenii aceia firești importanța slujirii întregului trup și importanța acceptării slujirii tuturor membrelor din trup. Și sunt două învățături fundamentale acolo. Prima, faptul că piciorul sau oricare alt membru nu poate să zică mâinii sau urechii sau gurii, n-am trebuință de tine. Ăsta este un lucru esențial pe care trebuie să-l înțelegem. Că nu noi hotărâm slujirea altora, în sensul că nu noi spunem am nevoie sau n-am nevoie de slujirea ta. Dumnezeu este Cel care hotărăște și așează fiecare mădular în trup. Cineva poate să fie, poate să vrea să fie un tip de, să aibă un tip de slujire cu tot din adinsul, dar să nu fie chemat de Dumnezeu la lucrul acesta. Da? Apostolul ne învață în 1 Corinteni 12 că Dumnezeu este Cel care așează mădularele în trup după cum? După cum voiește El. Poți să stai nopți întregi la stăruință după anumite daruri că Dumnezeu nu o să-ți dea darul respectiv. Nu poți să-L obligi pe Dumnezeu să-ți dea darul, să-ți dea un dar sau o anumită chemare sau o anumită slujire. Da? Dumnezeu este Cel care hotărăște slujirile astea. Da? Fiecare mădular, fiecare membru are un anumit dar sau anumite daruri pe care trebuie să le pună în slujba tuturor. Abia atunci el este împlinit, abia atunci el este ascultător de Dumnezeu. Asta înseamnă să fii membru activ și asta ne învață 1 Corinteni 12. Și atunci când fiecare reușim să ne identificăm darul, o să vorbesc imediat despre cum putem să facem asta, când reușim să ne identificăm darul, da, vom putea ajunge la nivel de adunare la ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, că atunci când suferă un mădular, doar cele din jurul lui, imediat, din imediata vecinătate, suferă. Nu, zice, tot trupul, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este înălțat, toate se bucură împreună cu el. Ăsta este trupul. Da? Asta este unitatea și relația bazată pe dragoste, pe respect, pe îngăduință, pe îndelungă răbdare, pe toate acele calități de trăsături de caracter pe care sunt menționate în Efeseni 4, duc acolo atunci când fiecare mădular este la locul lui și face slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ce înseamnă, deci, membru activ în trup? Înseamnă ca fiecare să-și cunoască rolul pe care îl are, chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o și slujba și darurile care i le-a dat ca să-l înzestreze să facă lucrarea aia. Pentru că Dumnezeu nu te cheamă la ceva și să te lase pe cont propriu să nu te echipeze ca să faci lucrarea respectivă. Da? Dumnezeu îți dă și echipamentul necesar ca să faci lucrarea la care El te cheamă. Dacă nu ai echipamentul necesar, atunci va trebui să îți reevaluezi starea și să te gândești dacă ai identificat bine care este voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Da? Și asta e foarte important. Știți că am avut studii peste studii despre cum să ne identificăm chemarea și darurile și rolul fiecăruia în adunare.
Cred că astea trebuie repetate cu consecvență, tocmai ca să ne ajutăm reciproc să înțelegem care este rolul nostru. Până noi nu ne găsim locul în adunare, da? Nu putem să creștem și nu putem să fim cu adevărat eficienți. Da? Există o... cred că nici pace și nici unitate, și ele sunt afectate într-o bună măsură atunci când membrii nu își găsesc locul și când încearcă să facă lucrările altora și când nu sunt fiecare activi și nu slujesc cu consecvență în zona în care Dumnezeu i-a așezat să slujească. Și cred că asta este foarte important să înțelegem de la început, că scopul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ, după ce ne-a mântuit, că putea foarte bine să ne ia acasă, știți asta, dar ne-a lăsat pe pământ cu un scop și ne-a dat o lucrare de făcut. Lucrarea asta e legată de adunare. El ne-a dus într-o adunare a Lui și suntem chemați să slujim în adunare după anumite daruri pe care El ni le-a dat și după chemarea pe care ne-a dat-o. Dacă te-a făcut mână, da? Identifică chemarea ta și slujește-L pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu toate înzestrările care ți le-a dat, făcând lucrarea mâinii. Da? Dacă te-a făcut mână și tu vrei să fii picior sau vrei să fii gură sau ureche sau altceva, niciodată nu o să poți să slujești pe Dumnezeu așa cum El îți cere. Da? Trebuie fiecare să ne cunoaștem rolul. Pentru că dacă fiecare își cunoaște rolul propriu, își dă seama că el nu este suficient sieș. Adică, eu pot să supraviețuiesc doar pe cont propriu, da? Ca persoană mântuită. Am Biblia, am Duhul lui Dumnezeu care mă călăuzește în lumina pe care o am, eu pot să supraviețuiesc. Da, nu e vorba de supraviețuire, e vorba de slujire și e vorba de eficiență în a-L sluji pe Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ne cheamă să-L slujim în adunare și eu vreau să-L slujesc în afara adunării, eu am o problemă. Niciodată nu o să pot să fiu ascultător de El în felul acesta și timpul ăla pe care îl petrec în neascultare, da, este un timp care îmi aduce, în loc de răsplată, da, îmi aduce judecată. În Efeseni capitolul 4, apostolul vorbește despre faptul că fiecare dintre noi am primit ceva din partea lui Hristos. Moartea și îngroparea și învierea lui a asigurat faptul că el a dat daruri oamenilor, ne spune. În versetul 6 ne spune că Dumnezeu, care este Tatăl tuturor, lucrează prin toți și este în toți. Asta este un factor de unitate în familia lui și în adunare. Dumnezeu nu este doar în mine și nu lucrează doar prin mine. Lucrează și prin fratele X, lucrează și prin sora Y, lucrează prin toți membrii adunării. Da? Asta este o conștiință care mă face să îmi dau seama că nu sunt eu centrul adunării, că nu sunt eu buricul pământului. Da? Sunt centrul universului meu. Nu. Am nevoie de toți aceia prin care Dumnezeu lucrează, chiar dacă prin unii lucrează mai mult sau prin alții mai puțin, după cum spune în versetul următor, fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului Hristos. Există o măsură diferită. Da? Dacă eu am primit mai mult, înseamnă că sunt mai responsabil. Cui se dă mult, îi se cere mult. Dacă am primit mai puțin, da? Eu trebuie să slujesc nu cu invidie sau cu supărare și să mă uit la cineva care, căruia poate Dumnezeu i-a dat mai mult din același dar și să spun, păi lasă să facă el. Da? Nu, eu trebuie să slujesc în măsura mea, după potențialul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Cum ziceam și în trecut și când mai vorbeam despre subiectul ăsta, avem două mâini. Da? Unii suntem dreptaci, alții suntem stângaci. Da? Mâna pe care o folosești mai mult e mai puternică. Asta e inevitabil. Da? Dar asta nu înseamnă că o mână o ții tot timpul în buzunar. Dacă ești dreptaci, stânga o ții în buzunar, nu lucrează nimic. De ce? Pentru că dreapta e mai puternică. Dreapta poate mai mult. Da? Ei, la fel și cu picioarele. Nu? Nu o să sărim într-un picior doar pentru că avem un picior de bază. Da? Fiecare trebuie să își facă slujba cât poate el de bine înaintea lui Dumnezeu, că pentru el slujim. Îi slujim pe frații noștri
dar slujba față de ei este direcționată în primul rând către Dumnezeu. Deci Pavel ne spune, e o măsură diferită a harului, care primește fiecare, dar Dumnezeu lucrează în toți și este în toți. Nu poți să spui, unul are mult și altul are zero, n-are nimic. Nu există așa ceva. Fiecare din cei credincioși, din membrii adunării, a primit ceva și poate să slujească după darul respectiv. Apoi, vorbește apostolul de niște daruri, e prima dată în Scriptură și ultima, din câte știu, în care el spune că anumiți oameni în adunare sunt ei înșiși daruri pe care Hristos le oferă adunării. În versetul 11 spune, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Astea sunt slujbe speciale pe care Dumnezeu le dă în adunare. Cu ce scop? Ca să creeze un cler? Ca să creeze o clasă privilegiată? Nici pomeneală. Scopul pentru care Dumnezeu dă aceste daruri adunărilor este dat de Pavel în versetele următoare. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Nu știu de ce Pavel n-a făcut niște afirmații, niște propoziții mai simple. Dar hai să ne uităm puțin la ele, pentru că sunt importante și le putem desluși. Pentru desăvârșirea sfinților, Dumnezeu a dat anumite daruri, anumite slujbe, anumiți oameni în adunare pentru desăvârșirea sfinților. Termenul de desăvârșire este același cu maturizare. A fi perfect, a fi matur, este același lucru cu a fi om mare. Da? Termenul însă pentru desăvârșirea este unul foarte interesant pentru că nu mai apare în altă parte în Noul Testament. Și ce înseamnă el? Înseamnă aranjarea fiecăruia la locul lui. Adică, Hristos a dat slujbe în adunare, a dat oameni înzestrați cu anumite responsabilități, ca să-i ajute pe sfinți, membrii adunării, să-și găsească fiecare locul potrivit pentru slujire, da? În vederea lucrării de slujire, în așa fel încât întreg trupul să fie, lui Hristos să fie zidit. Adică întreaga adunare să fie edificată, să fie întărită. Deci, într-un limbaj mai simplu, da? Rolul slujitorilor în adunare nu este acela de a fi o clasă aparte, privilegiată, care să aibă, eu știu, imunitate parlamentară, nimic de genul acesta. Scopul lor este ca să-i ajute pe toți, da? Prin predicare, prin slujire, prin sfătuire, prin mustrare. Da? Nu e plăcut aspectul ăsta al slujirii, dar e unul esențial. Prin îndreptare. Să-i ajute pe toți și pe fiecare să își identifice rolul specific, chemarea specifică, în așa fel încât fiecare să fie la locul lui și să slujească pentru zidirea întregului trup. Asta e ceea ce spune Pavel aici. Da? Lucrul ăsta se realizează, da, printr-o creștere continuă. Și asta spune în versetul următor. Trebuie să ajungem toți la unirea credinței, la o credință comună, să fim uniți în lucrurile pe care le credem și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, cunoștință care cred că nu este doar una teoretică, adică rolul slujitorilor este acela de a ne învăța doctrină. Da, e adevărat, dar nu doar atât. Ci este acela de a ne ajuta să-L cunoaștem mai bine în relația personală pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Și asta se face crescând de la statutul de copii în care putem să fim mânați încoace și încolo și să căscăm gura și la unii și la alții, până ajungem la statutul de om mare, de om matur
echivalent cu acela de a fi desăvârșit. Da? La înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Noi suntem chemați la lucrul ăsta. Suntem chemați să fim asemenea lui Hristos. Omul matur seamănă mai mult cu Hristos decât pruncul spiritual. Corect? În atitudine, în caracter, în vorbă, în tot. El seamănă mai mult pentru că îl cunoaște mai bine pe Fiul lui Dumnezeu și îl imită mai bine. Da? Cum învățăm lucrurile astea? În adunare. Într-o adunare sănătoasă învățăm lucrurile astea prin slujirile diferite pe care le avem fiecare, prin ajutorul pe care îl oferă slujitorii adunării publici fiecăruia, ne găsim fiecare locul în așa fel încât suntem exact oamenii potriviți la locul potrivit ca să facem slujba potrivită și întreaga adunare crește, întreaga adunare este edificată prin rolul meu. Și atunci apare unitatea aia a credinței, apare legătura, unitatea Duhului și legătura păcii. Avertismentul din versetul 14, ca să nu mai fim copii. Da? Copilul, pe lângă faptul că nu cunoaște foarte mult din învățătura lui Hristos, nici nu reușește să pună în practică foarte mult. Că maturitatea nu stă doar în creșterea în cunoștință. Stă în creșterea în dragoste, în creșterea în har, în creșterea și în perseverența în smerenie, în tot ce înseamnă umblarea lui Hristos. Privim spre dragostea din tâi, cum spunem câteodată, privim spre momentele acelea în care Dumnezeu ne-a cercetat și ne-a mântuit și cumva cu o anumită nostalgie. Dar în același timp, când noi ne cercetăm, noi ar trebui să vedem că starea noastră de acum este mai bună decât cea de atunci. Da? Că noi semănăm acum, în ciuda multor eșecuri, în ciuda multor încercări, în ciuda multor lupte spirituale, da? Noi semănăm acum cu Domnul Iisus mai mult decât am semănat când ne-am mântuit, ca adunare, pentru că vreau să avem contextul ăsta de personalitate a trupului, da? Corporativă, ca adunare, pe măsură ce înaintăm în ani. Da? Noi trebuie să semănăm tot mai mult cu Domnul Iisus. Trebuie să avem o înțelepciune mai mare, o dragoste mai mare, trebuie să știm să rezolvăm conflictele mai bine, pentru că într-o adunare, să știți, nu e vorba de a nu avea conflicte, ci a reuși să le rezolvi. Că oricine poate să se asocieze, da? Orice oameni de orice natură se pot asocia împreună pentru că au dușmani comuni sau pentru că au idealuri comune. Dar când apar frecușuri între ei, fiecare își ia ziua bună și pleacă mai departe. Și asta e valabil și în împărăție. Da? În adunare există o legătură care e mult mai profundă și de care, pe care nu o poți dizolva și nu vrei să o dizolvi așa de ușor. Opusul rămânerii la starea de imaturitate, de copii în învățătură și de a fi înșelați, sau a risca să fim înșelați, pentru că Satan își va trimite slujitorii lui, care, zice, sunt și reți în mijloacele de amăgire, opusul este a spune adevărul, a fi loial adevărului, a spune adevărul în dragoste. Spunând adevărul în dragoste, oricare este el, da? Fie că este adevăr pur doctrinar, fie că este vorba de adevăr în ce privește îndreptarea sau încurajarea sau mustrarea. Atunci când este făcut cu înțelepciune și când este făcut în dragoste, el duce la creștere în toate privințele. Și asta este scopul, până la urmă, pe care trebuie să-l aibă un slujitor și să dorească de la adunarea pe care o slujește. Asta trebuie să fie scopul fiecărei adunări și a fiecărui membru din adunare, să crească adunarea în toate privințele. Nu doar în anumite privințe, da? Ci trebuie să crească în toate privințele ca să ajungă la cel ce este capul Hristos, adică aceeași expresie care e
redate mai devreme, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Da? Creșterea asta în toate privințele nu poate să fie făcută doar de unii din adunare. Oricât de mult s-ar zbate, e greșit. Da? Un trup nu poate crește decât în măsura în care fiecare contribuie la creșterea lui. Asta spune apostolul în versetul 16, din el, din Hristos, că el e sursa a darurilor, a chemărilor, a slujbelor și așa mai departe, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Zidirea este menționată mai devreme, da? Și are legătură cu lucrarea de slujire a fiecăruia, conform darurilor lui. Da? Asta trebuie să se facă în dragoste, pentru că toate relațiile, baza relațiilor dintre noi, este dragostea. Da? Sursa este Hristos, El este Cel care a alcătuit adunarea și când adunarea respectă șablonul ăla și învățăturile Lui, este bine închegată și strâns legată. Dar, observați ceva, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Da? Există o contribuție. Adunarea crește, tot trupul își primește creșterea în toate privințele și este strâns legat, bine închegat și strâns legat. Atunci când fiecare contribuie, când fiecare este membru activ. Atunci când doar unii fac lucrul acesta și alții nu-l fac, trupul acela este slăbit și nu mai este strâns legat. Și acolo apar probleme, apare lipsa unității, apare conflict între frați, exact ca în Corint. Și în cam multe alte adunări. Da? Când fiecare slujim conform chemării noastre, când o identificăm corect și suntem gata să Îl slujim pe Dumnezeu și să slujim pe frații noștri, nu pentru răsplata pe care ne-ar putea o da ei, ci pur și simplu pentru că Dumnezeu ne-a cerut lucrul acesta și o facem cu dedicare și cu consecvență și cu loialitate, acolo noi, prin slujirea noastră, contribuim la unitatea adunării. Când toată lumea face lucrul ăsta, zice, trupul își primește creșterea, în ce măsură? Da? Ce anume dă creșterea trupului? Potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Da? În măsura ei. Mâna stângă poate dă mai puțin decât dreapta la mine, la alții invers. Da? Dar amândouă lucrează. Și pentru că amândouă lucrează, trupul își primește creșterea potrivit cu măsura fiecăruia, pentru că oricât e de puternică dreapta, dacă numai ea lucrează, să știți că nu este același lucru ca și când și dreapta și stânga lucrează. Atunci când doar unii lucrează și unii stau deoparte, atunci când o adunare încurajează sau slujitorii încurajează lucrul acesta, apar consumatorii pasivi. Da? Și ăsta este începutul sfârșitului pentru o adunare. Sănătatea și maturitatea adunării depinde de implicarea fiecăruia și conștientizarea apartenenței la un trup și a responsabilității de a fi mătular activ în trupul acela. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, să știți că trupul suferă. Și dacă e un trup sănătos, tot trupul va suferi atunci când un mădular nu face ceea ce trebuie să facă. Sunt astea doar idealuri care nu pot să fie atinse? Nu, pentru Pavel lucrurile astea sunt reale. Fiecare adunare trebuie să le experimenteze. Da. Pentru orice adunare adevărată, când privește în urmă, își dă seama lucrurile astea sunt reale. Noi putem să învățăm din ele și să ajungem, indiferent de starea de maturitate la care suntem, că toți mai avem de crescut, dar putem să creștem mai mult. De ce n-am crescut până acum? De ce nu suntem mai maturi decât suntem? Pentru că n-am crescut în toate privințele. De ce n-am crescut în toate privințele? Da? Haideți să identificăm zonele în care am crescut, zonele în care mai avem de lucru
zonele în care e nevoie de implicarea și de slujirea fiecăruia, fiecare membru trebuie să caute să se cerceteze și să spună, păi trupul n-a crescut, poate că eu nu m-am achitat suficient de bine de responsabilitățile pe care le am. Da? Și asta înseamnă că nu doar trupul suferă, și eu sufer, pentru că relația mea cu Dumnezeu suferă. Ăsta este felul în care cred că trebuie să tratăm lucrurile și să identificăm problemele în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat prin creșterea noastră și ajungerea noastră la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Asta e ceea ce înseamnă a fi membru activ. Acum, slujirea efectivă nu poate să o facă altul în locul tău. Tu trebuie să o faci. Dacă nu vrei să o faci, Dumnezeu va ridica pe altcineva. Da? Și atunci poți să te superi pe el. Da? Dacă noi nu considerăm o prioritate slujirea adunării, da? Atunci Dumnezeu ne va trage la răspundere. Este un har extraordinar, o responsabilitate uriașă de a face orice slujire. Da? Când vine vorba de slujiri publice, cu atât mai mult, de-aia spune Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Literal, îmi dau pumni, îmi fac ochii vineți, îmi fac vânătăi. Atât de aspru mă port cu trupul meu, cu carnea mea, să o țin sub control. Asta e marea provocare a unui slujitor și a oricărui membru care slujește în adunare. Să ne ținem firea sub control. De ce? Ca nu cumva după ce am predicat eu, altora, eu însumi să fiu lepădat, să fiu tras pe linie moarte, în așa fel încât Dumnezeu să nu se mai folosească de mine. Ăsta este scopul, asta este disciplina continuă prin care trebuie să trecem. Și spunem, asta doar Apostolul Pavel sau doar slujitorii. Nu, fiecare trebuie să facă lucrul ăsta. Nu vreau să credeți că acum spun, fiecare suntem indispensabili. Și uite câtă nevoie are Dumnezeu de mine pentru că mi-a acordat atâta importanță. Dumnezeu ne-a acordat o importanță uriașă. A face parte din adunarea Lui, a ne da niște daruri și responsabilități specifice. Dar, dacă noi nu ne achităm de ele, da? La fel cum a spus Ioan, fariseilor, Dumnezeu din pietrele astea poate să facă copiii lui Avram. Lucrul ăsta trebuie să ne smerească. Da, nu să ne mândrească și cumva să fluturăm înaintea tuturor faptul că cine suntem? Suntem o adunare adevărată, suntem slujitori într-o adunare adevărată sau suntem membri într-o adunare adevărată și uite cine suntem noi. Nu. Da. Baza oricărei creșteri spirituale este smerirea noastră. Pentru că nu putem să creștem prin creșterea firii, ci doar prin smerirea ei. O să mă opresc aici, Domnul să ne ajute și vă îndemn pe toți, da, din nou și din nou. Și cred că oricare din slujitorii adunării și oricare persoană, da, din adunare care poate vrea să fie implicată în ajutorarea, da, oricăruia să-și găsească locul potrivit al slujirii în trupul Domnului. Nu există o slujire publică în alt loc, în afara adunării. Trebuie să căutăm să fim la înălțimea chemării și să identificăm chemarea asta și să ne achităm de ea cu credincioșie. Este, după mântuire, e cel mai important lucru pe care putem să-l facem oricare dintre noi. Să știm ce vrea Dumnezeu de la mine, cum vrea să-L slujesc în adunare, care este darul care mi l-a dat și chemarea care mi-a dat-o. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta, pentru că asta este o bucurie și o creștere și o eficiență extraordinară a trupului când se întâmplă lucrul acesta. Domnul să ne ajute. Amin.